Astăzi vom face ciorbă de năut. Pentru el avem nevoie de 500 de grame de năut uscat, un ardei, o ceapă, 2 căței de usturoi, o roșie, verdeață la alegerea dumneavoastră, o lingură de sare și mirodenie. De cu seara am pus năutul la înmuiat cu o lingură de bicarbonat în apă până s-a umflat de dimineață și acum îl vom fierbe în câteva ape. Pus năutul la fiert, îl fierbem în 3 ape. Când înăutul începe să fiarbă, strecurăm apa, adăugăm altă apă curată și așa facem de 3 ori. Vom toca toate legumele mărunt atât timp cât fierbe năutul. Tocăm legumele pe care le vom sota un pic în ulei. A treia apă, deja am adăugat sarea și mirodenele și în acest moment vom adăuga și legumele sotate. Vom lăsa la fiert până înăutul nostru o să fie moale, în jur de 40 de minute, 45 de minute. La sfârșit vom adăuga verdeața. Aceasta este ciorba noastră cu năut. Vă mulțumesc pentru vizionare!